dacă omul a făcut 50% scroll la site-ul nostru, se creează conversia. Și eu spun, ia ca utilizator, tu ne-ai spus să-ți spun când oamenii să fac 50% scroll. Dacă aici este poza din Facebook-ul nostru, voi setați publicitate din contul vostru personal de publicitate. Asta este rău atunci când voi setați publicitate pentru companie. Pentru că odată cu plecarea voastră din companie, o să pleci toată istoria de publicitate, audiențele și restul. Gemeni și voi, eu fix eu sunt gemeni, cum o știu uite la asta? Și noi spunem lui Facebook, te rog frumos, scopul postării, promovării mele este ca oamenii să dea like, share și comment. Dar nu nafic. În dependență ce obiectiv voi să alegeți, o să varieze inclusiv costul de publicitate. CPR este cost per rezultat. Adică rezultatul acestui instrument este câți oameni vor ține minte publicitatea noastră încă 3 zile.